În data de 18 iunie, ora 13 și 21 de minute, două echipaje specializate de stingere din cadrul detașamentului de pompieri Călăraș au fost solicitate să acționeze la marginea localității Modelu pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un lan de ors cultivat pe un teren agricol proprietate privată. La sosirea echipajelor de stingere, incendiul de vegetație uscată se manifesta cu flacără și cu fum dens pe o suprafață de aproximativ 2 hectare, existând riscul de extindere a flăcărilor din cauza vântului. Pompierii militari s-au deplasat la această intervenție cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă de capacitate mărită, acționând pentru lichitarea incendiului timp de aproximativ 60 de minute. Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompieri la fața locului, este posibil ca incendiul să fi fost produs în urma unui arc electric produs la nivelul unor cabluri electrice de înaltă tensiune care traversau lanul de ors. În urma incendiului au fost afectate 2 hectare de ors, iar pompierii au reușit să stopeze extinderea flăcărilor, care ar fi putut pune în pericol alte culturi agricole și bunuri din imediata vecinătate.